Într-un magazin de pe marginea drumului, un copil nu poate să scoată un animal de pluș de la aparat. Nick trece pe lângă el în cârje, ținând o cafea în mână. El vede diferitele încercări ale copilului, așa că îl întreabă ce jucărie vrea. Nick ia un pix și desenează o diagramă pe geamul aparatului, explicând cum să-l ia. De asemenea, îi dă copilului un dolar și urează noroc. Nick, iubita lui Hailey și prietenul lor Jonah sunt într-o călătorie prin Statele Unite, din Massachusetts până în California. Sunt studenți la MIT, dar din moment ce le pleacă la altă universitate timp de un an, băieții deci să o însoțească. Pe parcurs, vizitează multe locuri interesante și se distrează mult. În acea noapte, Nick se trezește și primește un mesaj ciudat de la o persoană misterioasă, Nomad. Nick se pregătește, își trezește prietenul și îi spune că misterioasa lor cunoștință s-a întors. Ei iau laptopul și merg la baie. Acolo prietenii scriu lui nomad, care i-a înșelat când au spart serverul MIT. Necunoscutul își bate joc de ei, spunând că MIT este o facultate pentru copii. Nick îi spune să fie atent pentru că îi vor descoperi identitatea. Dintr-o dată, primesc un link și când îl deschid, văd o filmare cu ei în dormitorul lor. Își dau seama că imaginea este transmisă de camera web a laptopului lui Hailey, care doarme. Ei îl opresc, merg la baie și încearcă să-l demascheze. Se conectează prin Linux și încearcă să obțină conexiunea. John îi dă lui Nick adresele necesare și determină că locația de care au nevoie este în statul Nevada. Apoi Hailey se trezește și le reamintește că trebuie să conducă dimineața. Pe parcurs, laptopul lui Jonah primește o nouă de la o cameră CCTV pentru trafic. Îi dă laptopul lui Nick, care este impresionat de abilitățile lui. Hayley vede fotografie cu mașina ei pe ecran și începe să-și facă griji. Într-un mic magazin de la benzinărie, băieții discută despre situație. Nick vrea să asculte sfatul lui Hayley, dar John insistă să termine ce au început și pentru că Nevada este în apropiere. La următoare oprire, Nick iese la cafea, lăsându-i pe Hayley și pe Jonah singuri. Fata îl întreabă ce gândește Nick despre mutarea ei, pentru că simte că se îndepărtează. John îi spune că nu este ușor pentru Nick și o sfătuiește să rezolve lucrurile între ei. Când Nick iese din magazin, cade și varsă cafeaua. Jonah și Hailey alergă să-l ajute, dar Nick spune că este bine și că va cumpăra altă cafea. Hailey merge cu Nick și se oferă să-l ajute. Băiatul îi spune brusc că nu mai trebuie să-și facă griji pentru el pentru că cum va pleca. Hailey se enervează și pleacă. Nick se alătură și cere scuze. El îi spune că boala progresează rapid și în curând va trebui să fie într-un scaun cu Este insuportabil gândul că el va părăsi la un moment dat, dar el nu vrea să fie o povară sau că ea să stea cu el doar din milă. Apoi ea începe să plângă. Dă jos colierul pe care l-a dat Nick și l-aruncă. Prietenii își continuă călătoria, urmând coordonatele hackerului. Cred că Hailey nu ar trebui să meargă cu ei, așa că decis să o ducă la destinație mai întâi. Dar fata îi spune că vrea să meargă cu ei pentru că vrea să-l cunoască. În acea noapte, ajung la o casă abandonată din deșert. După câteva ezitări, băieții intră în casă, dar îi spun lui Hailey să rămână în mașină. Când își dau seama că este goală, se relaxează și glumesc puțin. În subsol, au găsit rafturi pentru servere acoperite cu praf. Apoi aud pe fata țipând și alergă să o ajute. Băieții ajung la mașină și văd că ușile sunt deschise și radioul a nebunit. O cheamă pe Hailey și Nico caută cu lanterna. Deodată o vede, dar ea zboară și dispare în întuneric. Apoi apar lumini ciudate și ea leargă în direcția lor. Nico își recapătă cunoștința și vede oameni îmbrăcați în costume. El este dus la un birou într-un scaun crotile. Acolo este examinat de un medic, Wallace Damon, liderul echipei de salvare. La rândul său, Nick se prezintă drept Nicholas Eastman și întreabă unde este. Medicul răspunde că trebuie să înțeleagă situația și îl întreabă când au primit pentru prima dată acel semnal. Nick nu înțelege despre ce vorbește și îl întreabă de ce nu se poate mișca și ce s-a întâmplat cu ei. Damon spune că au avut contact cu Ibi, o entitate biologică extraterestră. Nick întreabă de ce poartă costume, iar Damon răspunde că există o probabilitate mare de contaminare și că ei se protejează. După aceea, lui Nick îi sângerează nasul, dar doctorul îi spune că este bine. Când Nick este lăsat singur, observă un tatuaj ciudat pe închietura mâinii, care arată ca un fel de cod. Își dă seama că a ajuns într-un laborator de cercetare subteran, unde este observat și chiar și lumina externă este falsă, în timp ce Nic este dus pe coridor, el vede multe camere curățate de consecințele diferitelor experimente. Brusco vede pe Ailey dormind într-o cameră. Nic îl roagă pe membrul personalului să lase să vorbească cu iubita lui, dar este dus la doctor Damon. Nick îi cere să vorbească cu Hailey, dar îi spune că nu poate. El adaugă că fata este în siguranță, dar pentru a-l ajuta pe Nick ar trebui să colaboreze. Doctorul îi pune băiatului câteva întrebări, cum ar fi câte degete ține în sus și dacă este un pământean, dar apoi îl întreabă din nou despre semnal. Nic îl întreabă dacă vorbește despre nomad și el îi spune că da, Apoi răspunde că l-a primit pentru prima dată la MIT, când a spart câteva servere importante. Asistentul doctorului aduce un televizor și ola să întrerupe povestea lui Nick pentru a i arăta ceva. Pune un videoclip cu el și cu Jonah mergând prin casa abandonată și la un moment dat apare o față ascunsă în spatele copacilor. Nick rămâne fără cuvinte și doctorul adaugă că nu a fost un hacker. Nick este din nou singur când deodată aude vocea lui Jonah, spunându-i că este închis undeva. Băiatul mai spune că nu se simte foarte bine și că se grăbește să meargă undeva. În următoarea întâlnire, Damon îl obligă pe Nick să treacă prin teste simple pentru a determina forme, culori și compatibilitate. Băiatul se nervează de exerciții pentru că sunt inferioare nivelului său intelectual. De asemenea, este surprins că a văzut doar un ceas și arată mereu aceeași oră. Damon îi răspunde că ceasul nu are baterie și îi spune că motivul pentru care nu vrea să fac exercițiile nu este pentru că este inteligent, ci pentru că este prost și încăpățânat. Apoi băiatul cere din nou să o să vadă pe Hayley. Doctorul acceptă și îl duce pe Nick în camera ei. El îi spune că nu poate vorbi cu Hailey pentru că este în coma. În camera lui, Nick manipulează manipulează inteligent tuburile medicale, care îi permis să descopere codul ușii prin folosirea amprentelor. Apoi vorbește din nou cu Jonah, care îi spune că poate a fost infectat cu ceva. Nick vrea să împărtășească codul cu el, dar Jonah spune că nu mai simte mâinile și că se grăbește să se întoarcă undeva. Între timp, personalul efectuează un experiment ciudat cu o vacă și o creatură misterioasă în întuneric. Experimentul scapă de sub control și profitând de ocazie, Nick încearcă să se ascundă în toaletă. Însă angajații îl găsesc și îl duc înapoi pe coridor, unde vede zgârieturi ciudate pe pereți. Când vorbește cu doctor, doctorul. Nick îl întreabă ce s-a întâmplat pe coridor și ce-i fac lui Jonah. Băiatul bănuiește că laboratorul face experimente ciudate care sunt irelevante în zilele noastre, dar ei se prefac că au făcut ceva important. Nick promite apoi că de îndată ce vor ieși de acolo, vor face orice pentru a le distruge reputația. După ce ascultă monologul lui Nick, doctorul îi spune că prietenul său Jonah nu a fost niciodată acolo. Băiatul îi spune să nu mai mintă pentru că îi vorbește prin gaură de aerisire, dar Damon îl face să creadă că este nebun deoarece auzi doar o voce. Nick decide în cele din urmă să facă ceva. Și noaptea proiectează un plan de evadare detaliat. În timpul controlului de dimineață, medicul nu-l găsește pe băiat, dar îi găsește planul ingeniu sub saltea. Între timp, Nico răpește pe Hailey și încearcă să se ascundă de angajați, dar când ajunge la ieșire și este pe cale să introducă codul, este capturat. Deodată, Nick se trezește când Hailey vorbește cu el. Își recapătă cunoștința lângă ea într-o cameră. Încearcă să o țină de mână, dar unul dintre lucrătorii sanitari desparte. Fata spune că se simte mai bine și a că Nick a câștigat o competiție. Ea doarme și Nick luptă cu operatorii care încearcă să-l țină. El cade din pat și operatorii ies din cameră. Întins pe jos, Nick descoperă că în loc de picioare are acum un fel de proteze high-tech, așa că începe să intre în panică. Dr. Damon, privindu-l prin geam, îi spune să se calmeze, dar băiatul sparge ușa de la intrare, luând-o pe Hailey cu el. Apoi profită de noua sa putere, distrugând obstacolele din calea lui. Lângă lift, doctorul se alătură lui Nick și îl sfătuiește să nu plece, pentru că nu-l va putea proteja în afara laboratorului. Dar Nick nu are încredere în el și merge spre tunelurile subterane, pe care el și Haley Haley le folosesc pentru a ieși. Ei rătăcesc prin deșert până când văd o mașină cu o doamnă ciudată care vede îngeri peste tot. După ce a ajuns la cea mai apropiată benzinărie, Nick încearcă să sune pe cineva, dar telefonul nu funcționează. Apoi vede un reportaj despre doi pacienți infectați, Nicholas Eastman și Haley Peterson, care au dispărut de la un laborator. Deodată, Nick o vede pe Haley urcând într-un camion care pleacă. Băiatul iese din bar și face tot posibilul să ajungă la ei. Ajunge la camion și urcă, dar șoferul îl lovește cu ușa și îl face să cadă. După ce și-a revenit, Nick se ridică și alergă din nou după camion. Șoferul încearcă să-și ia pistolul, dar Hailey îl oprește. Nick și Hailey lasă apoi pe șofer pe marginea drumului. Ei își continuă călătoria prin deșert, dar trebuie să se oprească după ce au văzut o gaură imensă. Între timp, echipa de căutare condusă de doctorul Damon încearcă să-i găsească, dar o vede pe bătrână ciudată. Ola o interoghează pe femeie, dar deodată ea se comportă în mod ciudat și descoperă că nu este umană, ci un android. Nick și Hailey merg la un centru turistic abandonat. Acolo găsesc o arta zonei, dar încurcă. În cele din urmă, deci rămân acolo. În timp ce se plimbă prin sediu, îl găsesc pe John îmbrăcat cu un costum. Echipa condusă de Damon se duce la casa camionistului, iar doctorul încearcă să pună câteva întrebări, dar acesta îi spune să plece. Bărbatul nu poate răspunde la nicio întrebare despre casă, familie, animalele de companie sau numele acestora, așa că Damon îl ucide pentru idul defect. În timp ce Hailey doarme, Nick vede un implant metalic ciudat pe spatele ei și un tatuaj cu număr. John explică lui Nick că nu este un cod al unei anumite persoane, ci al zonei în general. El crede că sunt în zona 51. Pentru că numerele 23541 adunate fac numărul 51. După el, totul în jurul lor este o simulare. Lucrurile și bunurile din magazin sunt de asemenea false. Se fac experimente pe ei ca pe șoareci. așa că John îi dezvolă lui Nick în loc de brațe, are proteze cibernetice asemănătoare cu ale lui. Prietenii decid apoi să plece și, când vine dimineața, merg pe singurul drum care poate duce către civilizație. Pe drum, ei văd un blocaj rutier, iar Nick și eli se ascund în spatele camionului. Îmbrăcat într-un costum, Jonah se preface a fi un funcționar și încearcă să explice securității care voi să plece, dar gărzile îl bănuiesc și îi cer să coboare din camion. John accelerează, dar camionul este blocat. Pentru a distrage atenția de la prietenii săi, el coboară din camion și se duce la casa de pază. Acolo găsește un laptop și încearcă să dezactiveze blocurile care împiedică mișcarea camionului, dar deodată îi aruncă o grenadă în cameră care distruge totul. Grav rănit, John își recapătă cunoștința și încearcă să ajungă la camion, dar l-a împușcat în timp ce se îndrepta spre camion. Nick încearcă să-l ajute, dar John îi spune să plece. Nick îl ascultă, iar Jonah distrage atenția inamicilor. Zdrobește blocurile de beton cu mâinile, permițându-i lui Nick și Hailey să plece. Jonah este înconjurat de soldați, dar decide să lovească pământul, provocând o undă de șoc care distruge totul în jurul lui. După ceva timp, ei întâlnesc un bloc de mașini de poliție conduse de Damon și un grup de forțe speciale. Nick decide să accelereze și îi spune lui Hailey să-și pună centura de siguranță. Îi spar groțile, iar camionul în cele din urmă se răstoarnă. Au un flashback de când erau fericiți și se țin de mână până la sfârșit. Fata mărturisește dragostea lui Nick, iar un elicopter se apropie și o ia. Nick rămâne întins pe drum și se uită la elicopterul care a capturat-o pe Hayley. Damon îi spune că ar trebui să uite de ea. El mai spune că ar trebui să se concentreze pe sine, pentru că el este cea mai bună combinație lor între om și tehnologie extraterestră. Nick se concentrează apoi pe insigna lui Damon, adică nomad invers. Își dă seama că doctorul este persoana misterioasă de la început. Nomad recunoaște că a fost cel care l-a adus acolo, dar Nick a fost cel care a vrut să-l găsească. Nick se gândește apoi la câteva momente frumoase cu Hailey. Apoi se nervează, picioarele se activează și începe să fugă, distrugând totul în calea lui. Sparge un ecran virtual invizibil care imită peisajul. Damon îl prinde din urmă și își dă jos masca de protecție. Acum Nick înțelege de ce membrii personalului, medicii și forțele speciale au purtat măși și costume. În spatele presupusei fețe umane, ei ascund multe fire metalice și originalor lor supranaturală. Nick realizează în sfârșit că se află pe o navă extraterestră și totul în jur este doar o imitație a pământului. În interiorul camerei, el vede numerele 23541 în timp ce o navă spațială uriașă, se mișcă prin universul infinit. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!